Bună seara, este pericol de inundații în nord-vestul țării. Hidrologii au emis două tipuri de avertizări, una de cod portocaliu pentru 9 râuri din județele Arad, Bihor și Satu Mare, dar și cod galben pentru alte râuri din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara și Bihor. Județul nostru va fi afectat în partea de est și în nordul extrem. Codul portocaliu vizează râul Sartiș, afluent al Crișului Negru, în schimb codul galben a fost instaurat pentru Crișul Alb și afluenții săi, iar de la ora 18 și Crișul Negru intră în această categorie. Aceste avertizări expiră mâine, 11 martie, la ora 20. În schimb, săptămâna viitoare va fi una cu vreme rea. Va continua să plouă aproape toată săptămâna, vântul va avea unele intensificări, iar temperatura maximă nu va mai depăși 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre acest subiect. La revedere!